Și astăzi norma Hunedoara a fost realizată la Hunedoara. Da, așa e. La capătul unui meci disputat, spun eu. Mai ales că noi venim după două meciuri, două deplasări la Cluj. Meciuri, cel de la Sănătatea, pe o suprafață de joc mai grea pentru noi. A fost un teren mai greu, după care la mijlocul săptămânii am avut acel amical cu CFR-ul. Cumva s-a resimțit un pic și oboseala, nu neapărat fizică, dar a fost și oboseală mentală. Mă bucur că nu avem accidentări. Am reușit să și câștigăm ultimul meci din acest an acasă. Sunt fericit pentru victorie și mergem la Ungheni să obținem cele 3 puncte. Meciul de astăzi a fost viu disputat, au fost și cartonașe, au fost multe întrerupere ale meciului. Da, oaspeții cumva au venit determinați, poate vor să prindă play-off-ul. Cumva, cum spui și tu, s-a dus cam la limita jocul acesta. Au fost niște faze controversate, atât pentru noi, cât și pentru adversarii noștri. Da, e arbitru, că dacă nu arbitram noi meciurile, deciziile le-a aparținut arbitrului. O nouă victorie după o săptămână încărcată și un meci destul de greu, având în vedere că adversarul nostru a avut o săptămână întreagă să pregătească această partidă. Noi venim după două meciuri jucate în deplasare, unul contra celor de la CFR Cluj, un adversar cu o calitate foarte bună, dar ne bucurăm că am câștigat astăzi cu această normă hunedoreană. Pe teren te-ai simțit în largul tău? Da, tot timpul încerc să mă simt în largul meu, să mă bucur de fiecare meci. Îmi propun să fiu sănătos, să ies sănătos de pe teren și, dacă se poate, victorios, atât mai bine. Astăzi meciul a fost destul de aprig, pentru că au fost multe întrerupere, au fost și faulturi multe, au fost și cartonașe, am avut de tare. Da, a fost un meci disputat din toate punctele de vedere, un meci mai în care contactele fizice au fost destul de dese, dar ne bucurăm că nu avem accidentați și am ieșit victorioși. Cum priviți meciul de săptămână? Da, e o ultimă etapă în care putem lăsa o impresie bună la finalul acestei jumătate de an și sperăm să iasă bine.